există tragedii în care ca oameni nu mai putem să facem nimic. Nu așa este însă și situația familiei Todoran din localitatea Dubiștei, care noaptea aceasta și-a pierdut întreaga locuință și au rămas pe drumuri. Domnul Todoran, am înțeles că noaptea trecută ați avut parte de o mare tragedie. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că am venit de la muncă, n-am intrat bine în casă și n-am apucat să mănânc o bucătură de mâncare, să beau apă, oriceva, face soția. Zare arde afară, ce arde, uite acolo. Pe când am ieșit dinăuntru, din cameră, să mă duc pe foc, nu m-am mai putut apropia. S-a extins tot materialul lemnos și n-am mai putut face nimic în fața focului. Ce a ars anume exact? O ars la casă, poiată, șoprone, fânul, pânărie, grajul, păreții de la grajul mi-a rămas. Personal, puteți să rezolvați singur problema aceasta? Nu am cum să o rezolv. După cum se vede, au venit băieții și de la Consiliu, s-au implicat toată lumea să mă ajute să putem să treacem de situația asta neprevăzută. Domnule primar, noaptea aceasta familia Todoran și-a pierdut munca de o viață, agonisea la care au făcut-o și practic au rămas pe drumuri în urma unui incendiu. În ce fel primăria comunei Hodac se implică în tragedia acestei familii? Din păcate, cum se vede, uitați-o, chiar a rămas fără agonisarea de viață. Noi, ca primărie, încercăm să-i ajutăm. Facem tot posibil să-i ajutăm, după cum se vede, cu oamenii la muncă, utilaje, să curățăm. Și în cel mai scurt timp o să ne apucăm să refacem, să reconstruim noi primăria împreună cu cetățenii. Deci vă veți implica din punct de vedere a reparațiilor și materialelor? Da, bineînțeles, din punct de vedere a materialelor o să ne implicăm să-l ajutăm să-și facă și el un nou acoperiș deasupra capului, cum să zicem. Ce ați sfătui pe ceilalți oameni care poate nu trec prin asemenea tragedii? Ce ar putea să facă ei pentru familia aceasta? Foarte bine ați zis, chiar le-aș indica și aș ruga pe toți cetățenii comunei, dacă pot, să dea o mână de ajutor cu lucru, cu financiar, ca să putem să-l readucem pe omul ăsta, să-i facem o nouă locuință. Domnule părinte, s-a petrecut în noaptea aceasta o tragedie aici. Ce sfat ați da creștinilor în situațiile acestea? Suntem în preajma cele mai frumoase sărbători creștine de suflet, nașterea Domnului. Mai avem doar câteva zile și în această perioadă toți oamenii sunt mai sensibili și încearcă să fie mai buni unii cu ceilalți. Suntem marcați de această nenorocire care s-a abătut peste această familie, familia Todoran Zarie din Dubiște. Focul a mistuit totul în noaptea de 20 dinspre 21. Oamenii s-au mobilizat, n-au putut să facă față focului care a distrus în totalitate și locuința și anexele. Acești oameni au nevoie de ajutorul nostru al tuturor și mă bucur că în aceste situații grele, indiferent de religie, toți oamenii se arată mai sensibili, își arată unitatea. Noi aici o să organizăm o colectă și să-i ajutăm și rugăm pe toți oamenii cu suflet bun să întindă o mână de ajutor acestei familii acum în această perioadă de iarnă, când nu este ușor să rămâi fără casă, pentru că e singura locuință pe care au avut-o și vom ajuta, sper din suflet și ceilalți, ca în cel mai scurt timp să aibă unde să locuiască și să se bucure de casa lor, care va răsări prin sprijinul nostru al tuturor. Dacă ceea ce s-a întâmplat familiei Todoran în noaptea aceasta ți s-ar întâmpla ție, ce ai dori ca prietenii, vecinii și cunoștințele tale să facă în dreptul tău? Cum ai aprecia implicarea celorlalți oameni în situația în care trece printr-o asemenea tragedie? Dacă simți durere, înseamnă că ești în viață. Dacă simți durerea celui de alături, înseamnă că ești om. Dacă dorești să faci o donație, poți face lucrul acesta în contul afișat pe ecran. Iar dacă dorești să ajuți într-un alt fel, poți apela numărul de telefon 0749 077 014.